Vârsta de pensionare a femeilor din Republica Moldova se majorează de astăzi cu jumătate de an. Este prevederea unui proiect de lege aprobat încă în 2021. Astfel, vârsta de pensionare a femeilor ar urma să se egaleze până în 2028 cu cea a bărbaților și să ajungă la 63 de ani. Potrivit autorităților, modificarea este necesară pe fondul scăderii dramatice a numărului de persoane angajate în câmpul muncii. Femeile sunt obligate prin lege să muncească până la 61 de ani înainte de a pleca la odihna bine meritată. De asta se majorează cu jumătate de an și stagiul de cotizare pentru femeile ajunse la vârsta de pensionare. Acum, pentru o pensie completă, acestea trebuie să aibă o experiență de muncă de 34 de ani, la fel ca și bărbații. Cele cu un stagiu de cotizare mai mic vor primi o pensie incompletă. Cuantumul va fi direct proporțional cu numărul anilor de stagiu. Iar cei care au vechimea stagiului de cotizare mai mică de 15 ani nu au dreptul la pensie, ci doar la o alocație care constituie jumătate din pensia minimă pentru limita de vârstă. În prezent, pensia minimă pentru cei cu un stagiu complet de cotizare este de 2777 de lei. Oamenii au păreri împărțite cu privire la aceste modificări. Depinde de persoana care unde a lucrat și profesia a avut. Eu sunt de acord, cred că n-ar strica, deoarece bugetul statului nu are posibilitate de ne a susține în viitor. Nu, vârsta nu, că e greu. Ia că eu am așa ani, dar greu dacă să mă duc la lucru, greu. Doar la Europa, sunt mai mulți ani ca la noi și tot e în regulă. Я с тобой. При такой обстановке, как у нас сейчас, это все как бы на нервах, все еще... Повышать пенсионный возраст, я считаю, это нереально. Realitățile economice și demografice din Republica Moldova au determinat autoritățile să iau o astfel de decizie. În ultimii ani a scăzut considerabil numărul persoanelor angajate în câmpul muncii, care contribuie la formarea fondului de pensionare. Noi, în cadrul Turinla, avem mai multe programe pentru a susține ocuparea, inclusiv a persoanelor care trec de vârsta de 50 plus, într-un context în care avem o criză a forței de muncă, noi trebuie să ne asigurăm că toți cei care pot să muncească, inclusiv cei care au experiență destul de vastă. Potrivit Centrului Național de Asigurări Sociale, în prezent în Republica Moldova sunt aproximativ 671.000 de pensionari.